Salut, astăzi facem daily cu melting, cu topitul. Este caracterul care deblocați voi imediat cum muriți prima oară în joc. Deci după ce vă jucați cu pește, cu fish sau cu cristal și muriți prima oară, o să deblocați pe melting, care are mai puțină sănătate, are 2 puncte doar de sănătate, are cea mică sănătate în toate caracterele din tronul nuclear, dar câștigă foarte mult XP și la click dreapta la mouse, la abilitatea activă, aveți răzbunarea explozivă, adică după ce omoriți inamicii, puteți da click dreapta pe lângă ei și o să explodeze inamicii. Topitul, adică melting, e imun la exploziile lui, dar puteți să omoriți foarte ușor inamicii cu exploziile și puteți chiar să blocați gloanțe sau alte chestii. Și suntem în daily. Hai să omorim repede, să nu murim. Că e foarte periculos. Avem doar 2 puncte de sănătate. Driver. Vienișorii, trebuie să avem grijă la vienișori. Bun, am găsit shotgun-ul. Luăm shotgun-ul. Vedeți cum i-am explodat? Ai unul ascuns aici. Mori, mă. Și am trecut la nivelul următor. Suntem în daily, deci toată lumea după planeta asta care joacă tronul nuclear joacă aceeași planșă, aceeași set de planșe. Dar trebuie să aveți grijă să nu muriți, da? Că dacă ați murit în daily, nu mai puteți să mai jucați cu alt caracter. Un singur caracter pe zi. Leu, ce dau ăștia? Am 6 puncte de sănătate? Bravo! Super mișto. Cum de-am strâns eu 6 puncte? Nu pot să merg pe aici. E prostul ăsta care trage. Leu! Ah! M-a atins vaca. Hai că l-am rezolvat pe țăran. Bun. Rezolvăm și pe ăștia. Mergem așa pe aici. Leu, ce dă scorpionul vieții. Hai, melting, hai. Rezolvă-i pe băieții ăștia. Rezolvă pe ăștia de sus, ok. Hai că i-am explodat. Nu pot să iau XP-ul, nu pot să iau XP-ul că trag ăștia scorpionii vieții, vedeți ce nașpa sunt? Nu mai am gloanțe la pușcoci. Nimic, le dăm cu pistolul. Hai că l-am omorât pe unul. Ați văzut, am distrus și gloanțele și o travă a scorpionilor. Aoleu, ricoșează. Ah, și m-a omorât. N-am fost atent și m-a atins o travă a scorpionilor. Ăsta a fost daily, foarte scurt, dar interesant. Am jucat cu melting, cu caracterul cu cea mai puțină sănătate din joc, cu 2 puncte de sănătate, dar cu explozia la click data la mouse. Vă mulțumesc că v-ați uitat și ne auzim mâine la un alt daily cu următorul caracter din tronul nuclear.